Dacă dai cu aghiazmă în casă, ești retrograd. Dacă aprinzi bețișoare tibetane, ești open mind. Dacă faci o feștanie în casă, ești o babă bisericoasă. Dacă îți aranjezi casa după principiile Feng Shui-ului, ai o viziune largă și modernă. Dacă ții posturile de 4 ori pe an, cam un sfert de an, adică, ești un habotnic. Dacă ești vegetarian tot anul, eventual vegetarian extremist, care mănâncă doar fructe căzute din pom, ești o persoană cool. Dacă zici că mergi duminica 2 ore la biserică, ești un fanatic. Dacă zici că ești membru în mișcarea pentru integrarea spirituală în absolut sau în orice altă sectă New Age, și că îți petreci 4 ore pe zi la întâlnirile lor, ești un om cu căutări spirituale autentice. Dacă dai 10 lei la biserică, ești un fraier care încurajează pe hoții de popi. Dacă ți donezi salariul, casa și mașina la o sectă New Age, eventual la una dintre cele mai tâmpite și sau ridicole, ești un om care încurajează progresul omenirii. Dacă zici că te rogi jumătate de oră dimineața și 10 minute seara, ești din evul mediu. Dacă zici că faci 2 ore yoga dimineața și 2 ore seara până ți rupi spatele și vezi stele verzi și roșii de la vizualizarea chakrelor, ești o persoană spirituală. Dacă porți la vedere o cruciuliță la gât sau îți pui o iconiță pe birou la serviciu, îi ofensezi pe alții și riști să-ți ridici HR-ul și CNCD-ul în cap. Dacă porți brățări cu cruci întoarse, ironii sau chiar mesaje obscene față de creștinism pe tricou, sau dacă îți pui pe birou idoli egipteni cu pisici și statuete negricioase cu Baal, ești un non-conformist. Dacă dai un citat din Paisie Aghioritul, eventual pe acela cu oamenii depărtați de Dumnezeu sunt cei mai nefericiți din lume și în viața aceasta și în cea viitoare, cea veșnică, vei fi luat în bătaie de joc. Dacă dai un citat din Osho, eventual pe acela cu oriunde se întâmplă să vă aflați, acolo trebuia să ajungeți. Vei fi lăudat pentru cât de evoluat ești. Osho, apropo, e un exrog recunoscut și cunoscut ca atare de oricine citește și altceva decât Osho. Dacă zici că Holocaustul mut, uciderea copiilor sănătoși, uciderea cu predilecția celor mai tineri membri ai omenirii, a fetițelor și a persoanelor cu handicap, reprezintă cel mai rău flagel al istoriei, ești o persoană imorală care le neagă altora dreptul la igiena reproductivă. Dacă zici că nu mănânci carne din milă față de animale, ești cea mai morală persoană și meriți aplauze.
Dacă zici că te uiți la o discuție teologică la Trinitas, ești un retrograd. Dacă te uiți la Oreste cu inelele pe degete, dacismul și flacăra violet, ești un om deschis spre acceptarea diversității și a viziunilor altora. Dacă ar fi ieșit vreo procesiune din aceea necivilizată, ortodoxă, pentru aducerea ploii, atunci să fi văzut invective. Așa când oamenii civilizați de la Louis Vuitton angajează un șaman pentru a ține ploaia la distanță, spunem că ei nu lasă nimic la voia întâmplării. Dacă ai înțelege că ortodoxia înseamnă dreaptă trăire după o dreaptă credință, că te învață doar să trăiești frumos pe acest pământ, că te reînvață cum să fii un om simplu și smerit și cum să-ți deschizi sufletul pentru a-L primi și a trăi zilnic cu Dumnezeu, atunci n-ai mai căuta fantasme și nici dumnezei străini, n-ai mai căuta nici cer și nici pe pământ, căci l-ai găsit ascuns pe Dumnezeu smerit, chiar acolo unde nu te așteptai și unde permanent prin viața ta l-ignorai și era chiar aici, atât de aproape de tine, și este chiar în inima